În anii următori, data limită de depunere a declarației va fi 15 martie inclusiv, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri din România și sau din străinătate și de cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează venituri și aleg să plătească contribuția de asigurare de sănătate au de asemenea obligația de a depune declarația unică. Există mai multe metode prin care se poate depune declarația unică online, atât prin intermediul spațiului privat virtual, cât și prin intermediul portalului e-guvernare.ro, direct la Registratura Administrațiilor Fiscale ale ANAF sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Cei care aleg formularul electronic inteligent al declarației unice disponibil în spațiul privat virtual pot depune documentul pe bază de nume utilizator și parolă sau cu certificat digital calificat. Formularul calculează automat cuantumul impozitelor și contribuțiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat. Formularul poate fi accesat pe portalul ANAF în secțiunea Spațiu privat virtual, rubrica Descărcare declarații. Este bine de știut că în anul 2018 se acordă o bonificație de 5% din impozitul și contribuțiile datorate pentru acest an și plătite integral până la data de 15 martie 2019 în cazul depunerii declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 31 iulie 2018 inclusiv. Nedepunerea la termenul prevăzut de lege de către persoanele fizice a declarației unice se sancționează cu o amendă de la 50 de lei la 500 de lei potrivit articolului 336 aliniatul 3 din Codul de Procedură Fiscală.